Pentru această mască avem nevoie de o linguriță de ceai de imbir, deci l-am dat prin rozătoare. Îl scurgem. Imbirul. Îl pregătiți mai din timp. Iată aici o linguriță de ceai de imbir. O linguriță de făină, de orez. Orezul puteți, făina puteți o cumpăra în magazin sau dați orezul prin râșniță. O linguriță de ceai, de ulei de ricin. Două picături de suc de lămâie sau două picături de ulei de lămâie. Și smântână. Smântână am luat de 20%. Puteți să lua și iaurt sau chefir. Pentru... Amestecăm bine, bine, bine. Masca se aplică pe toată fața. Puteți să aplicați doar pe zonele pigmentare, se ține de la 10-15 minute în dependență de sensibilitatea pielii și se înlătură cu un prosop muiat în infuzie de plante, de mușețel, de flori de tei, apoi se aplică o cremă după tipul de ten. Masca se folosește doar în perioada rece a anului, curs de 5-7 proceduri, întrerupere o lună. Puteți acum în primăvară să o aplicați până în luna mai. Nu uitați de cremă de protecție. Eu voi înlătura masca cu infuzie de tei, apoi voi aplica o mască de la Academie, la fel pe bază de tei, deoarece tenul meu este sensibil și ca să-l calmez, o să-mi aplic și această mască timp de 10-15 minute. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte măsculițe. La revedere! Cu drag de voi, Veronica Sandu!